Legislația rutieră spune că cei mici trebuie transportați în autoturism numai în dispozitive speciale care le conferă siguranță pe timpul călătoriei. De acest lucru nu a avut parte o micuță care era transportată direct pe bancheta din spate a autovehiculului. Ghinionul a făcut ca mașina în care se afla să fie implicată într-un accident de circulație provocat de un tânăr din Borșa. Evenimentul rutier s-a petrecut vineri seara, iar cea mică a scăpat cu viață, dar se află pe patul de spital. Un tânăr de 20 de ani din Borșa, care se deplasa cu un autoturism DN18 pe raza localității Moisei, pe fondul vitezei și a nepăstrării distanței de siguranță față de autoturismul care se deplasa în fața sa, a intrat în coliziune cu acesta. În urma impactului, o fetiță de 2 ani și 11 luni, care nu stătea într-un dispozitiv de reținere omologat, a fost proiectată în parbriz. Fetița a suferit leziuni corporale și a fost transportată la spital, unde a rămas internată. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest și s-a constatat că nu se aflau sub influența alcoolului. Oamenii legii continuă cercetările, iar la finalizarea lor vor dispune măsuri legale.